licență, practic. Și, da, mă bucur că ați venit în număr așa mare, nu mă așteptam la mai puțin oameni. Și, da, o să înceapă filmul, sper că o să vă placă. După aia vă invit la un pahar de ceva, la o gustare și la o sesiune de Q&A. Da. Mulțumesc, vizionare plăcută! Hai că te sună mai târziu. S-a târziu. Bine, frate. Cu fixare ce de bun. Ceau. Bună dimineața. Cu cine ai vorbit? Cu Claudia. Nu e dimineața, dar pentru tine așa e. Doar că nu e cu tata pentru voi să vă. Ai reușit să scrii ceva azi? Acum e noi? Nu am reușit să scriu nimic. Poate dacă nu ai bea... Ești talentat, doar că atunci când ai scris primele două cărți, măcar nu erai un alcoolic. Un ce? Un alcoolic. Auzi, decât să-mi cauți mie defecte, mai bine te uita la tine, nu mai joci cu mine de vreo două, trei luni. Știi ceva? Eu nu trebuie să încerc să... Poate nici nu mă mai tot. Începeam să fiu tot mai hipnotizat de ea. Stăteam într-o parte, să par un artist, ce contemplează, câte clișeic. Nu observa cu observ. Parcă pe ritmul muzicii lente din local. Am aprins o țigară în speranța de a apărea ocupat. Singură în strumier. Era momentul să plec tot cu cafeaua ce îmi stătea în gât și cu privire strâmbă. Subtil m-am lovit intenționat de ușa de la ieșire. Poate urma să mă observe. Nu s-a întâmplat. Toate de la aceeași persoană. Doamnelor și domnilor, regizorul nostru, Bogdan Dunăreanu. Ce aș vrea să adaug, poate, pentru cei care nu sunt neapărat de profesie, este că e un lucru extraordinar de frumos și un lucru care trebuie neapărat apreciat, faptul că un buget redus, atenție, cu actori, compozitori și participanți și țeli,
Bogdan a reușit să obțină un feedback extraordinar și în Marea Britanie, atât de la profesorii, cât și colegii lui, și a reușit să ne demonstreze tuturor că și în Reșița se poate film. Eu zic că ar mai merita un moment de aplauze. Felicitări! Acestea fiind spuse, o să predau ștafeta acestor oameni frumoși pentru sesiunea de întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc oamenilor care sunt prezenți aici, care au ajutat la crearea acestui film și oamenilor care nu sunt aici, actorul principal Bogdan Vistea, care are examenul la facultate și actrița Rosalina Bona, care n-a reușit să ajungă, din păcate. Și dacă sunt întrebări, sper. E întrebări. Inspirația pentru acest film, e foarte interesantă povestea cum a luat naștere filmul, pentru că în principiu vreau să fac o comedie romantică și a ajuns să fie o dramă cu câteva bucăți de umor negru în ea. Și inspirația principală au fost câteva filme la care m-am uitat și întâmplări din viața mea, din viața prietenilor mei. Și da, asta a fost. Eu știu degradarea tineretului în vremurile noastre. Vă dat pentru că acum tinerii, în principiu, petrec, adică beau mult, se îmbată și bine, până la urmă, orice exces poate să fie periculos pentru tine. Eu în filmul ăsta am vrut să arăt cum alcoolul poate să te facă să împingi persoanele dragi lângă tine. Cum s-a întâmplat cu personajul principal, scriitorul, interpretat de Bogdan Vistea. El a avut o prietenă de care s-a despărțit din cauza alcoolului și a întâlnit iarăși o fată, care tot din cauza alcoolului l-a dat jos din mașină. Și până la urmă și-a dat seama de lucrul ăsta și a încercat să se schimbe într-un fel. Și într-un final a reușit. A fost. Deci până la urmă un mesaj. Da, pentru un mesaj prin care am vrut să arăt că fericirea nu constă numai într-un lucru. Și mai ales într-un lucru dăunător ție. Felicitări. Ca să-i răspund lui Dan Sârbu, el n-are lume să fie că sunt puțini scriitori care scriu fără să bea. Ăla nu-i scriitor care nu bea, dar nu mai e sub masă. Așa că continuă să scrii cărți, chiar dacă care sub masă. Așa până zi, o să devii... Lasă, Victorie, că nu-i cazul tău. E mai frumoasă decât o știam de așa. E altfel, e... Înseamnă că orice oraș poate să arate frumos. Dar Reșița este un oraș frumos pe care noi îl vedem uneori ca un oraș gri, fără viață, dar, de fapt, este colorat dacă te uiți mai bine. Două scenarii diferite. Unul este un backstory la filmul ăsta, care este tot scurtmetraj și mai am un scenariu de lungmetraj, un lucru de care nu vreau să vorbesc momentan. Din punct de vedere formal, am înțeles că, de fapt, el este realizarea proiectului de absolvire al institutului pe care... Singura limitare a fost timpul. Pentru că eu trebuia să mă încadrez în 20 de minute. Mai n-aș putea. Și atât. În rest, ne-au zis, poți alegi ce temă vrei, doar să aibă și o teorie sau două care să aibă legătură cu filmul tău. Care să se regăsească acolo. Trebuie să înțelegem că și scenariul ți aparține? Da. Încă ce a reprezentat pentru tine experiența?
Nu știu. Pur și simplu am reprezentat o bucurie că am avut ocazia să fac chestia asta și chiar vreau să-i mulțumesc lui Bogdan că s-a gândit la mine din atâtea persoane, pentru că știu că o cunoaște mai multe persoane. Și doresc fiecare om să simtă ceea ce simte în momentul în care mă uit la mine pe ecran. Anca este studentă la Universitatea de Vest din Timișoara, la Facultatea de Științe Economice. E o pasiune a Ancăi și iată foarte bine pe ecran și chiar are talent. A jucat în Ministru, am văzut-o acum aici. Vreau să fac această paranteză și mai vreau să mai spun și a prezentat, evident, 4 ani din clasa 9 până în clasa 12 ani și din când în când și când are timp și vine la Reșița în perioada studenției știrile la Mana TV. În afară de asta mai vreau să mai spun un lucru, o remarcă, Bogdan a filmat singur absolut toate scenele, le-a montat singur, a pus coloana sonoră, adică a făcut absolut totul singur. E de remarcat, adică de precizat, nu este ușor să filmezi de unul singur toate aceste scene. Bine, acum coloana sonoră și alți oameni care au ajutat la crearea acestui film prin muzica lor. Ei m-au lăsat să folosesc piesele, tot la fel nu mi-au cerut nimic pentru asta și nici ei n-au putut să fie, din păcate, aici, dar asta e. Ne descurcăm cu cetățeni. Exact. Hai să invităm pe audiența să le mulțumim și să invităm să se răspundă. Și să remarcăm în fapt, Dan Sârbu face numai fete și numai fete. Bogdan, eu ți-am mai spus odată de la început, mi-ai făcut să văd orașul cu alt ochi. În afară de asta, povestea de viață a fost extraordinară. Lumea, toată lumea te admiră, efectiv. Când depui muncă, vezi și rezultate. Și eu am reușit să fac o producție de film singur. La început, înainte să înceapă pandemia, aveam o echipă cu care am vorbit. Tot prieteni de-ai mei care se ocupă cu film și mi-au zis, uite, te ajutăm, nu știu ce, dintre care și Chiru aici de față, care a fost moderatorul acestei seri, dar din cauza pandemiei n-am mai reușit pentru că ei au job-uri la Timișoara și a fost foarte greu pentru ei să vină la Reșița și așa că am ajuns eu să fac tot, dar a fost un obstacol peste care am trecut și am învățat mai multe decât știam. Și mă bucur foarte mult de rezultatul final. Cât a durat? A început în februarie și s-a terminat în aprilie. Pentru că în februarie, când am început, aveam câteva filme de seară de filmat, iar temperaturile erau foarte scăzute, erau între minus 5 și minus 10 grade seara și aveam nevoie de cap și caracterul principal să stea într-o baltă. Și nu voiam să risc sănătatea actorului meu, așa că am decis să filmăm scenele de seară, când se încălzește, așa am și făcut și a ieșit bine. Cum ne-ai ales locațiile? Cum te-ai gândit? Cum ai pus personajul în decor? Nu știu, cum mi-a venit, mi-a făcut, de fiecare dată îmi fac un shot list, se cheamă, ce cadre vreau să iau și nu știu, pur și simplu, m-am gândit, uite aici arată bine, uite aici arată bine, stai așa, uite cadrul ăsta. Și cam așa s-a întâmplat. Mi-ai spus că te-a ajutat foarte mult, cu partea de muzică, cu partea de coloană sonoră. Muzică, soundtrack, de soundtrack vorbind, m-a ajutat trupa Axis din Timișoara, Mary Lee sau Maria Avramescu, tot din Timișoara, și Jean Gavril din
București, de la HHH Production, și pe coloana sonoră, pe scorul filmului, m-a ajutat Andrei Francis Ghilea, care e profesor aici la Reșița, e reșițean, și da, cam atât. Mulțumesc tuturor la care m-au ajutat și da, sper să fac mai multe proiecte. Este lucrarea ta de fi despre studiile tale la Londra. Cum a fost? Eu am terminat film la Universitatea din Essex. Este o universitate care nu este specializată pe film. Are tot felul, medicină, informatică, arhitectură, psihologie. Și da, asta a fost lucrarea mea de licență, cu care am reușit să și fiu absolvent acelei facultăți. Și și urmează încă două filme și sper n-au un loc de muncă. Împreună ați și a făcut un lucru bun, el a fost dirijorul principal, bineînțeles, dar tu te-ai ocupat de muzici, cum s-ar spune. Da, da, m-am ocupat de muzică, asta este și meseria. De principiu am studiat interpretare pe contrabas, dar și pe lângă mi-a plăcut de mic, de când am văzut primele filme cu coloane sonore și să încep să compun și așa, și asta a fost prima mea ocazie să prezint la proiectul lui Bogdan Dunărean. Ce zici de proiectul lui? Hai să-l briefim un pic. Deci eu pot să zic, este un proiect cu promițător, cu șanse, cu teorie bine aranjate, bine dezvoltate, pentru nivelul la care s-o pregăti și așa. Și cu timpul se va putea îmbunătăți și va prezenta, să sperăm, și pe harta lumii, România și inclusiv Reșița. El are gânduri pe mai departe. O să-l ajuți? Da, bineînțeles. Mereu o să-l ajut și o să fiu acolo alături de el. Și dacă câștigă bani mulți tot pe gratis? Da, acum. E bine. Am văzut ca artist acolo ți-ai făcut o oglindă de uitace și cum spune, te rog, cum l-ai cunoscut pe Bogdan, cum a pornit proiectul? Pe Bogdan l-am cunoscut în clasa a noua, când am mers la Banat TV să prezint știrile și m-am prietenit instant cu el și ne-am înțeles probabil fiind de aceeași vârstă, iar el mi-a împărtășit pasiunea lui pentru regie, iar eu totodată i-am împărtășit pasiunea mea pentru actorie și atunci probabil s-a creat o conexiune așa între actor-regizor. Ce te-a atras în proiectul ăsta? Faptul că a fost încă o oportunitate în care să-mi dezvolt pasiunea și faptul că în Reșița nu întâlnești atât de des filme sau oportunități de a juca într-un lungmetraj, scurtmetraj, reclamă sau orice chestie care ține de toată tema asta. A fost greu? Cum a fost? Ați conlucrat? I-a mai dat ceva idei? Sau? Greu nu a fost. Mi s-a părut sincer unul dintre cele mai ușoare proiecte pentru că cunoșteam persoanele, atât actorul principal cât și Bogdan, regizorul, sunt prieteni și îi cunosc și atunci a fost mai mult ca o joacă pentru că nu aveam emoții că nu o să fac bine, știam că orice s-ar întâmpla eu să-mi zică, față de alte experimente, alte momente pe care le-am avut cu persoane pe care nu le cunoșteam și mi-era frică, mamă, nu m-au văzut pentru prima oară, ce o să zică, dacă nu o să fac bine, dacă calstrâm, dacă. Nu studiez actoria, nu știu de ce, probabil încă sunt într-un moment de căutare, dar știu sigur că e o pasiune pe care o am de când eram mică și o să-mi doresc în continuare să fac chestia asta, dar eu tind mult mai mult spre film decât să merg spre teatru, iar la noi în România nu există decât teatru, facultate, film nu prea. Ți-au atacat bucătăria, ți-au atacat sufrageria, le-ai pus, ți-au făcut casa studio. Da, îți dai seama, mărturisesc că în ziua în care a filmat sau în zilele în care a filmat la noi acasă, pentru că a filmat de mai multe ori, ne-a trimis de acasă. A fost într-o duminică, mi-aduc aminte și mi-a spus câte ore să lipsesc. Și eu cu taică-su am plecat, ne-am învârtit prin oraș, ne-am dus la cumpărături, am stat pe terasă, am băut o cafea. Noroc că era o zi frumoasă. A fost în primăvară și am stat multe ore ca să nu fim în casă, în perioada în care el a filmat. Și a avut scene pe care le-a mai repetat și a mai lipsit de acasă și atunci, pentru că ne-a trimis de acasă.
Altfel nu v-ați fi făcut timp ca să plecați împreună la ta plimbări. Spune-mi, te rog, l-am susținut pentru totul. Da, l-am susținut, dar l-am susținut moral. Eu am văzut filmul numai la sfârșit, n-am știut subiect, n-am știut ce filmează, numai câteva lucruri. M-a întrebat, mi-a zis la un moment dat că are nevoie de un apartament unde să filmeze și am zis la noi acasă unde pot să filmez. Deci de asta m-a întrebat și evident că i-am dat camere atunci când a avut nevoie, camere de filmat și posibilitatea să editeze pe scule. Singur, eu am văzut filmul la final și am avut o singură obiecție. După ce l-am văzut gata, știam că el îl va trimite filmul lui de licență și știam că va trebui tradus, el l-a subtitrat în limba engleză, a cerut voie profesorilor, i-au dat voie să-l filmeze în limba română, le era mult mai ușor actorilor decât să joace replicile în engleză și atunci eu i-am spus nu cumva să nu traducă cuvintele pieselor, să le subtitreze și cuvintele pentru că erau cu mesaj și era păcat ca profesorii să nu înțeleagă mesajul pe care îl transmiteau melodiile. Oricum avusese de gând să traducă, dar asta i-am spus, atât. Are gânduri mai departe, îl vei ajuta? Evident, că o să-l susțin cu tot ce facem. Doresc să facă, să fie fericit. Bun, spune că nu ai niciun merit în povestea asta. Eu zic că ai un merit totuși, fiindcă primul rând l-ați susținut, l-ați ajutat, l-ați sprijinit? Da. Aș fi vrut să încep așa. N-am niciun merit în povestea asta. Dar chiar n-am niciun merit. Pentru că a fost alegerea lui de la început. El a vrut să urmeze specializarea asta, film, la University of Essex. El și-a depus actele. Am să vă povestesc, în schimb, ceva amuzant. În momentul în care ne-a spus că a fost admis, eu nu prea am avut mare încredere și i-am spus, vreau să vorbesc și eu cu oamenii aia de la Integral Edu, să văd și eu cine sunt, despre ce e vorba. Sigur, zic, o să pun o întrebare de genul ăsta. University of Essex este cu 2 de sus sau cu 3 de sus? Vă mulțumesc! Are de gând să meargă mai departe? Nu știu, aia, păi ar trebui să învețe să trăiască și singur, nu?